și acolo ești în largul tău. Da? Cum am întrebat? Curaj și succes! Mă numesc Alex, am 10 ani, vin din Bildej, județul Neamț. Când o să fiu mare, vreau să mă fac bucătar, pentru că îmi place foarte mult această meserie. La început am crezut că a fost o greșeală, că au pus colegii mei la valiera greșită. Alex, ce faci? Bine. Ai emoții? Am emoții pentru că o să ajung în fața celor trei șefi. Ce ai ales să gătești astăzi? Păstrăv cu dobecei și sozeul. Păstrăv? Tu știi să faci păstrăv? Păi cât de tare ești! Cel mai mare vis al meu este să ajung la un restaurant cu 3 stele Michelin. Dobecei pun la planșat. Am ales această rețetă pentru că este una dintre cele mai complicate din punctul meu de vedere. Filetez peștele, trebuie să-l curăț de sol, să-l șterg. Îmi place foarte mult să lucrez cu peștele. Sunt atent să nu aibă sol și la branșii să fie viu colorat. Să nu aibă oase și să fie corect pătit. Cea mai mare pasiunea mea este bucătăria. La început eram mic, mă jucam cu oalele. Mi-am dorit să învăț mai multe. Gătesc aproape în fiecare zi. La început îmi plăcea să fac dulciuri, dar acum cel mai tare îmi place să fac mâncare. Zgrăbit, am 4 pești de filetat și cam nu mi-a ajunge timpul. Grăbit, stresat, poate nu o să termin la timp. E mai complicat de gătit, pentru că nu trebuie să fie crud sau prea gătit. Peștele nu trebuie atins de apă, pentru că în felul ăsta grăsimea lui se pierde și nu o să mai ai bucuri peștele. Îmi place să am gust în farfurie, petting și să nu greșesc nimic. Eu umplu cu pezmet, se bag la cuptor și să-mi pun tigaia la încins pentru pește. În timp ce se prăjește peștele, o să fac sosul de iaurt. Eu sunt mai timid, nu-mi place să mă dau mare sau să spun că știu să le fac pe toate. Acum trebuie să fac un pesto pentru sos. Să primesc cuțitul ar însemna că nu numai șefii experimentați pot să gătească și copiii mai mici. Când o să-l întorc la sfârșit, dar o să sting focul. În felul ăsta, dacă îl prăjesc numai pe o parte, este mult mai fragil. Vreau să cred că pot să ajung în etapa următoare. Iubesc bucătăria foarte mult. Când o să întâlnesc pe cei trei șefi, o să fie cel mai frumos moment din viața mea. Vreau un fine dine care să aibă așa și un pic de garnitură mai țeapănă și un piure și un sos frumos și o crustă fantastică. Și peștele să fie suculent. E desert. M-am săturat să cer desert și să nu primesc. Păi ia numai, cere să vezi să-l primești. Ciolan cu varză. Hai. 3, 2, 1. Ciorbă de varză. Hai. Uite-mă peștele, mă rog. Ras frumos. Băi, Cătălină, da. Uite și are și crustă frumoasă. Ia întoarce-l. Ia-ntoarce-l să vezi ce crustă frumoasă ai. Vezi, mă, cum te ascultă, doamne, doamne. A, de unde? A, păstrăv cu dovlecel gratinat. De unde? De unde am primit eu așa ceva când asta mi-am dorit? Pentru că e important să-ți dorești, să ceri, să primești. E cam bancul ăla de doamnă să câștig la loto. Da, bă, da, joacă și tu. Iaurt cu usturoi. Da. Nu mi-am dat seama cu ce umplu dovlecelul. E pesmea. Cu ulei de măsline și cu... Dacă n-ar fi fost păstrăv, aș spune că vine direct din Grecia, farfuria asta, pentru că tzatzik e acolo, pește alb. Eu recunosc un pic rețeta, că rețeta de genul ăsta dădeam când am început eu cu Lidl să dau rețete în catalog. Și am făcut iaurt cu păstrăv așa. Deci e clar că e cineva care a fost... destul de interesat de... Cred că a fost pe la tine, pe acolo, pe la caravana de aia. Mm-hmm. Eu cred că este un marinar bătrân care a făcut foarte mult pireu. Pireu port. Am înțeles. Constanța pireu. Eu zic că e doamna în vârstă care a fost pe la
Florin pe acolo, pe unde merge el. E posibil să fie un client Lidl foarte înrăit, știi? Mama, abia aștept să-ți cum mă primește Florin pe asta. Deci votăm? Hai să votăm. Dacă îmi rămâne asta... O sulu pe pelea, l-ai găsit tu. Cum să... Și nu e prima oară când se întâmplă. Cineva are ceva cu mine. Sau asta e soarta, nu știu. Bună seara. Nu cred așa ceva. Ne-am întors alături de micul Alexandru. Se poate să-i faci pe cei trei barosani să creadă că tu ești un mare bucătar cu experiență și tu să ai doar 10 ani. Bună seara. Nu cred așa ceva. Salut. Salut. Câți ani ai, mă, copilă? 10. Cât? 10. 10 ani? Și cum te cheamă? Nu cred așa ceva. Mărți Alex. 10 ani. 10 ani. Stai puțin să ne înțelegem. Tu ai 10 ani. Da. L-ai gătit cu filmat într-o oră. E incredibil, nu pot să cred. Au gătit părinții pentru tine? Nu, eu. Am filetat, am... Tu ai filetat peștele? Da. A fost întreg? Da, a fost întreg și l-am filetat. L-am curățat. I-a plăcat pe șef. Tu ai mai filetat pești vreodată în viața ta? Da. Incredibil. Nu înțeleg. O casă, am văzut rețeta de la șef Florin. Ți-am zis că o recunoșteam undeva. Bă, da. Și serios, ai făcut-o de pe internet? Da. Deci ai gătit-o în același timp cu filmulețul și ți-a ieșit din primul? Nu, am memorat-o. Așa. Și după aia am gătit-o. Copile, ești senzațional. Prima dată am făcut o plăcintă cu Mary. Așa. Bine, mai întâi când eram mic. Când eram mic, da. Când erai tu mic? Că nu înțeleg când erai tu mic. Când eram mic? Acum câți ani erai mic? 5 ani, cam așa. Acum 5 ani erai mic. Da, mi se pare normal. Ce? Ai făcut prima ta plăcintă. Pe la 9 ani m-am apucat serios. Ah, serios? Na, mă, na. Bravo, mă. Bravo, mă, băiam. Bravo, mă, bravo. Doamne! Incredibil. Și ce ai mai gătit? Pep de rață cu sos de portocali, piroi de morcov, meri, care... Pe cuvântul tău? Da. Am pus cu tabletul, vă arăt dacă puteți. Bravo, mă, băiat. Mental asta. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Bucătar, șef. Băi pui de om. Ai bluză de bucătar? Asta îmi primit o cadou. Ce faci, băi. Ești bravo. Alex, părinții tăi ce spun despre ce faci tu la 10 ani? Când alți copii se joacă. Prima dată mama a luat-o ca pe voacă. Dar după aia vedea că... Îmi cumpăr cuțite, toate cele. Îți cumpăr cuțite? De unde ai tu bani de cuțite? La noi în sat, de Crăciun, se colindă. Și de... era un magazin, era un set de cuțite de 2 milioane și... pe la mi-am cumpărat de bani. Foarte tare. Da. Băi, bravo. Tu în loc să te joci, gătești? Da. Aoleu. Ești mic copil, băi. Gata, s-a terminat copilul minunel bucătării. Nu știi cât de bucuros sunt că sunt... La belea acum, da. Să ne văd ce faci. Alex, da. Care este dorința ta cea mai mare? Să merg mai departe și să ajung în una dintre cele trei echipe. Și dacă o să ajungi acolo, din care echipă ți-ai dorit să faci? Al lui șef Florin. De ce? De la el am învățat să gătesc. Serios? Da, ți-am văzut toate videoclipurile. Bă, eu vreau să fac o poză cu tine înainte să îți arăt... Deci tu ești... La 10 ani și de un an gătești serios. Aproape. Bă, dacă trecem mai departe și eu la mine echipă, ați spus să vă uiți. Ați spus-o rău. Bravo, mă, Alex, mă. Hai să vedem ce ai gătit. Eu te suspectez că n-ai 10 ani. Eu cred că ești un om mare într-un corp mic. Pe cuvânt. Culinar vorbind. Ești la un nivel foarte mare. Adică, crede-mă, am avut aici niște șef bucătari. Rau, manager din toată lumea asta, bucătari șef. Din Anglia, aici. Care nu s-au ridicat la nivelul tău, pe cuvânt îți spun. Ce crezi tu că ești sub ăsta? Un cuțit? Așa să-i rămână numele. Un cuțit. Aoleu!
Așa se rămâne numele. Mulțumesc. Eu mulțumesc pentru farfuria asta și pentru lecția de viață pe care mi-ai arătat. Eu să cred. Ți-a zbărlit pielea pe mine. Alex. La un copil de 10 ani în spatele ușilor nu mă așteptam. Și chiar vreau să cer concurentul. Pentru asta, Alex. Am tras cu penseta, am încercat să ies copii toate. Am tras și cu penseta. Ce și penseta? Greu să mănânc un os. N-aveam de unde să știu că acolo în spatele ușilor este un copil de 10 ani. Mă gândeam că poate mă dați afară că-s prea mic sau... Farfuria pe care tu ai gătit-o, la nivelul la care ești tu, este bună. Dar noi am crezut că este altcineva. Și atunci am votat... M-am votat. Uite un cuțit de la noi. Bine ai venit. Bine că ai venit. Am arătat așa cu... Măi, ești fenomen. Ești așezat cum trebuie, ești mă. Ești fenomen, dragule. Crede-mă, ești fenomen. Tu ai văzut, stând dincolo, cum veneau farfuriile? Da, vedem. Ai auzit ce am spus eu? Că îmi doresc foarte tare să găsesc un pește cu o crustă frumoasă, cu o garnitură mai solidă și un piure? Da. A apărut ce mi-am dorit eu. Felicitări, copii. Bravo, Alex. Mulțumesc. Bravo. Peștele este gătit perfect. Perfect. E perfect gătit. E perfect gătit. Hai să te duc la părinții tăi, că deja mă simt responsabil. Da. Doamne. Bravo, mă, Alex. Bă, băi, nu se poate așa ceva. 10 ani, mă? Bă, da, așa să-ți placă ție bucătăria? Da. Serios? Așa mult? Ce? Ce faci? Bravo, cum te cheamă? Alex, felicitări, Alex. Cum? Rares. Câte cuțitei lua, Alex? Felicitări și să... Două. Aveți acasă un mic geniu. La 10 ani, filetează și scoate oasele cu pensetă. Nu pot să cred așa ceva. La 10 ani, să reușească să gătească mai bine decât mulți bucătari care au fost pe la noi. Mulți șefi bucătari. Trebuie să fiu al dracu dacă mai nimerez vreodată sau mai întrece prin cap cine este în spatele ușilor.